O publicație indiană le-a luat la puricat pe toate fostele iubite ale actorului Salman Khan, printre ele numărându-se și Iulia Vânturi. Jurnaliștii au constatat că unele dintre ex-partenere seamănă foarte bine între ele. Rivala Iuliei Vânturi, în opinia indienilor, este nemțoaica Claudia Ciesla, de 28 de ani, o actriță fără prea mare succes, care a jucat doar în filme difuzate pe internet, și un model mediocru. Sperând că va deveni o stea, ea s-a mutat în India în 2008 și a încăput pe mâinile lui Salman Khan, care a distribuit-o în roluri minore în câteva filme și în câteva videoclipuri muzicale. Succesul însă e departe de ea, dar a avut cele 15 minute de faimă cât a trecut prin patul lui Salman Khan. Parcursul ei la Bollywood i-a făcut pe jurnaliștii indieni să afirme că e geamăna Iuliei Vânturi, în schimb s-au hazardat să le asemene și fizic. În vreme ce Claudia Ciesla își arată sânii enormi în pictoriale ieftine, fiind mai mult dezbrăcată, Iulia noastră e mereu elegantă și sexy oriunde își face apariția. Iulia Vânturi a părăsit România în 2012 și locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film și a reușit să cucerească Bollywood-ul. Vedeta formează alături de Salman Khan un cuplu de mai bine de 10 ani, cei doi păstrând discreția în ceea ce privește relația lor. Actorul a ajutat-o foarte mult în cariera de la Bollywood și o sprijină în continuare, fiind chiar impresionat de succesul româncei. În ultima perioadă, Iulia Vânturi a fost surprinsă tot mai rar alături de Salman Khan, iar fanii celor doi au început să-și pună întrebări cu privire la relația lor. Însă artista pare că a răspuns acestor curiozități după ce a publicat pe contul personal de Instagram trailerul unui film în care protagonistul este nimeni altul decât Salman Khan. Iulia Vânturi a fost invitată acum ceva timp în cadrul unei emisiuni, unde a vorbit despre cât de mult a ajutat-o iubitul ei, în special în cariera muzicală din India. Eu am încercat să rămân cât mai în umbră. Nu am vrut expunere, pentru că eram conștientă că motivul pentru care sunt acolo este viața mea personală. Era momentul în care decisesem că viața mea personală ocupă primul loc. Nu aveam o identitate, iar pentru mine, acea fată care de la vârsta de 16 ani era în centrul atenției, eu am fost model, am intrat în televiziune, inclusiv în cercul meu de prieteni, eu eram artista, a povestit Iulia Vânturi în cadrul emisiunii. În urmă cu ceva timp, vedeta TV a recunoscut de ce s-a despărțit de fostul iubit Marius Moga, cu care a avut o relație timp de 4 ani. La acea vreme, multă lume se aștepta chiar la o căsătorie, după cum evoluase povestea lor de iubire. Cu toate acestea, se pare că Iulia Vânturi ar fi călcat strâmb în relație și astfel s-a ajuns la despărțire. Vreme de 4 ani, Marius Moga și Iulia au format un cuplu atipic. Chiar dacă la început puțini au fost cei care au dat o șansă poveștii lor de iubire, mai apoi toată lumea era convinsă că ei se vor căsători. Și totuși, în 2011, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, deoarece Iulia se simțea neglijată în relație. Cei doi s-au iubit pătimaș, cu toate că la începutul relației nimeni nu le dădea nicio șansă. Totuși, povestea lor de iubire a evoluat frumos și au fost chiar la un pas să ajungă în fața altarului. Numai că de la o vreme, fosta prezentatoare a ajuns să sufere foarte mult din cauza carierei compozitorului. Potrivit informațiilor de la acea vreme, blondina ar fi fost cea care a călcat strâmb în relație, moment în care cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Am trăit foarte multe experiențe împreună și e un om important în viața mea. Am ajuns la un nivel care mă satisface foarte tare, care îmi place foarte mult. Clar am evoluat. Marius a fost o oglindă pentru mine și eu pentru el. M-a ajutat foarte mult să mă cunosc. În primul rând, suntem foarte buni prieteni, adică un prieten pe care îl câștigi, așa îl și păstrezi. E cel mai important lucru. Am învățat multe și am crescut și evoluat împreună. După despărțirea de Iulia Vânturi, Marius Moga s-a dedicat în continuare muncii sale, însă cum a prins momentul potrivit și a întemeiat o familie. Ajuns la 41 de ani, Marius Moga este de multă vreme unul dintre cei mai tari producători muzicali de la noi. Dacă pe plan profesional strălucește și pe plan personal este foarte împlinit de când și-a făcut o familie frumoasă cu Bianca Lăpuște, cea care i-a dăruit și o mândrețe de fetiță. Din 2015, Marius și Bianca sunt o familie și în acte. Au împreună o fetiță superbă, iar de la începutul declanșării pandemiei s-au mutat în casa mult dorită.